Bun. O, o altă interpelare s-ar putea să vă facă o mare plăcere. Este adresată în exclusivitate, ca să-i facem așa o onoare deosebită, domnului prim-ministru Marcel Ciolacu. Obiectul interpelării, vizitele la Kiev și Tel Aviv în toiul războaielor. Stimate domnule prim-ministru, la data de 10 octombrie 2023, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a efectuat o vizită fulger în România. Acesta a avut o întâlnire cu președintele României și cu prim-ministrul României și cu președinții celor două camere ale Parlamentului României. În urma acestei vizite, nimeni nu a considerat necesar să menționeze ce discuții a purtat acesta cu oficialitățile române și care a fost motivul urgenței vizitei sale. În condițiile în care ne împrumutăm de aproape doi ani pentru a finanța războiul din Ucraina și a ajuta ucraineni, în marea lor majoritate bogați, care sfidează românii și îi și înjură și amenință, este imperios necesar să ne aduceți la cunoștință care a fost motivul vizitei președintelui Zelenski ce ați discutat cu acesta, care a fost lista de solicitări, ce ați acceptat, ce ați oferit și ce ați cerut pentru românii din Ucraina. Imediat după această vizită ați efectuat o vizită la Kiev, de unde ați indus în eroare poporul român că ați obținut ceva pentru românii din Ucraina. În fapt, nu ați obținut nimic, pentru că românii noștri vorbeau oricum limba română între ei, Problema era diferența falsă între moldoveni și români pe care nu ați rezolvat-o. În fapt, sunt singurul om politic care a avut curajul și demnitatea să-i ceară lui Zelenski să respecte românii, limba română, să nu mai facă cu o confuzie între limba română și limba moldovenească, care nu există ca limbă, ci ca dialect al limbii române, moldovenii și românii vorbind aceeași limbă, să le permită efectuarea serviciului religios preoților români, să deschidă școlile și lăcașurile de cult aparținând etnicilor români, să elibereze preoții creștini ortodoxi ținuți în închisori, să nu mai persecute românii și să nu-i mai trimită pe post de carne de tun într-un război care nu ne aparține. Dacă ceva s-a obținut în Ucraina, s-a obținut datorită intervenției mele demne în fața unui președinte care discriminează și ucide spiritul românesc. Nu v-am auzit discutând nimic din aceste probleme majore, dar ați ieșit la televiziune mințind românii că ați rezolvat problema limbii române. În fond, ce ați făcut pentru românii din Ucraina? Care sunt drepturile pe care le-ați obținut când a doua zi, după plecarea dumneavoastră din Kiev, Rada Supremă a Ucrainei a votat închiderea bisericilor ortodoxe ale românilor pe motiv că țin de Patriarhia de Moscova și nu a României, iar cuviosul mitropolit Longhin este maltratat și purtat prin procese preoții români bătuți și scuipați de ucraineni. Ce ați făcut pentru românii noștri? Dumneavoastră sunteți prim-ministrul României! nu al Ucrainei, ca să reprezentați interesul ucrainenilor. Ulterior sau înainte, că nici noi nu mai știm ordinea și chiar vă rog să-mi comunicați ordinea acestor vizite, v-ați deplasa la Tel Aviv de unde ați venit din toiul războiului. Cât curaj pe dumneavoastră! Suntem chiar uimiți! Ce ordine vi s-au dat acolo? Care este motivul pentru care ați fost la Tel Aviv? Ce vi s-a cerut? Ce ați oferit? Ce motiv atât de urgent era încât, în toiul evenimentelor sângeroase între Palestina și Israel, dumneavoastră a trebuit să puneți securitatea României în pericol, vizitând unul dintre statele beligerante? Realizați pericolul la care expuneți românii? E cineva din staful dumneavoastră care să vă explice aceste pericole? Vă solicit să ne comunicați de urgență motivele acestor vizite și ce ați acceptat că va face România. Care este poziția oficială a României în războiul israelo palestinian Care este motivul pentru care nu solicitați ca mine pacea? Să vă aduc aminte că tot vreți să ajungeți președintele României. Ferine ar Dumnezeu. Că Nicolae Ceaușescu a fost singurul președinte din lume care a reușit să împace cele două țări și să semneze un acord de pace în România. Solicit de urgență răspuns, nu de alta, dar să știm în ce probleme ne-ați băgat, având în vedere slaba calitate a echipei pe care o aveți. Lipsită de profesionalism și competență și mai cu seamă fără pic de iubire față de România și poporul român. Vă mulțumesc, solicit răspuns scris, senator Diana Iovanovi Partidul SOS România. Și dacă o să aveți amabilitatea să distribuiți peste tot, pentru că urmează o declarație care va deranja enorm de multă lume. Enorm de multă lume. Dar îmi face plăcere să vă deranjez pe toți. O să vă rog frumos să distribuiți pe toate grupurile, pe toate conturile voastre personale pe WhatsApp, pe Telegram, peste tot pe unde puteți, decupați, trimiteți pe TikTok, astfel încât cât de cât să putem să învingem cenzura. Nu știu dacă ați observat, dar s-a terminat cu așa zisul ajutor pe care îl tot invocau unii al presei față de Diana Șoșoacă. Nu, nu mai are nimeni voie să posteze despre Diana Șoșoacă, nu mai are nimeni voie să, să, scrie articole despre Diana Șoșoacă, eventual, dacă se poate, din rău, rău și numai minciuni, da? Asta vor face. Așa că, având în vedere situația în care ne aflăm, aș dori să fiți foarte atenți la următoarea declarație politică. Titlul declarației mele politice de astăzi, 1 noiembrie 2023, este Căderea în hău a României și a lumii. Îndrăsniți! Eu am biruit lumea. De data asta nu o să mă adresez senatorilor, așa cum se adresează o declarație politică. De data aceasta mă voi adresa vouă românilor dragi români, ce țară am avut și ce conducători, cât ghinion și câtă prostie avem, ce popor brav am avut și ce luptător de seamă, ce de lași și inconștienți avem acum. V-am spus de nenumărate ori că acești nemernici de la putere vă vor trăda cu vorba mieroasă, vă vor fura și vă vor oferi la schimb oricui în schimbul banilor, intereselor financiare, politice și de orice fel. Înțeleg că premierul Ciola cuia lecții de dicție, ci că în limba română. Eu nu cred că înțelege că va trebui să le ia în altă limbă. Și asta pentru că în ilustra lui inconștiență și incompetență. De fapt, a întregii sale echipe și a semnat condamnarea sa a tuturor politicienilor la dispariție. Asta nu ar fi rău, din contră de când ne rugăm la Dumnezeu pentru asta, dar odată cu acești venetici mărșar și trădători, dispare și poporul român și România. Drag popor român, îți place trădarea și ai făcut din aceasta un principiu de viață. Problema este că îți place să fii trădat și resemnarea care se așterne peste tine nu te ajută la nimic. Nici live-urile pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram, Twitter și ce alte platforme ori mai fi, nici injuriile la TV nu te pot salva. Pasivitatea românilor care acceptă cu stoicism fiecare mărire de prețuri, scoaterea banilor din uz, îngrădirea drepturilor și libertăților, îngrădirea până la dispariția dreptului de proprietate, constrângerea la renunțarea la de drepturi și libertăți, menținerea sărăciei și distrugerea mediului de afaceri a clasei mijlocii, dar numai românii, te va duce la dezintegrare totală. Această stare de acceptare continuă și a așteptării unui mesia care să te salveze, fără să faci nimic, te-a adus aici. Nu ai învățat nimic din istorie și nici nu pare să te impresioneze că jumătate din România a părăsit nava eșuată pe care tot ea, jumătatea plecată, o mențină să nu se nece. Avem un stat eșuat, un președinte eșuat un prim-ministru eșuat, un guvern eșuat, un parlament eșuat, o clasă politică eșuată, un spirit civic eșuat din cauza mâncătoriilor și invidiilor și trădărilor și special am scris fără majuscule. Țara nu este eșuată. Țara este singura care își îndreaptă semețele cu montane către cer, acolo unde rugile unui popor muribund se ridică am văzut aceiași români eșuați care își arboreau steagul Ucrainei sau al Rusiei de parcă le văcuse vreun serviciu țara aia, că acum își arborează basteagul Israelului, basteagul Palestinei. Nu am văzut pe nimeni cu steagul României. Am văzut aceeași divizare și ură între români din cauza războaielor altora fără să realizeze că fac jocul puterilor care asta își doresc. Pe acest fond al urii, tocmai înaintea alegerilor de aici și din Statele Unite, românii vor trebui să aleagă nu numai între partide politice și politicieni, ci între părțile beligerante. Da, este cumplit că mor oameni. Dar arborarea steagului unui stat sau altul, manifestațiile de susținere a unora sau altora, nu vor rezolva aceste probleme. Alegerea corectă a unei puteri în România ca și în alte state, fără să existe alte influențe de acest gen, a unei puteri suveraniste, va putea schimba soarta pentru că reprezentanții naționaliști ai unor state suverane vor putea să impună la nivel internațional o schimbare de paradigmă, așa cum a reușit Ceaușescu cu pacea dintre Israel și Palestina. Vă interesează că banul nu va mai exista? Suntem singura țară care face asta. Țara experiment a unui președinte eșuat și a unui premier eșuat și trădător. Pentru că regulile eliminării cheșului au fost implementate de guvernele de dinainte, prin limitarea încasărilor cu cash de mulți ani. Acum au coborât plafonul. Următoarea dată va fi anulat total. Nu știu dacă Ciolacu este conștient de imensa trădare pe care a semnat-o. De fapt, la răspunsul pe care mi l-a dat, nu mă mai miră nimic. Noi suntem o țară paradis fiscal. Am citat din ilustru mi prim-ministru eșuat al României Ciolacu. Probabil Palatul Victoria se consumă mult. Dacă ei nu văd iadul fiscal în care trăiește poporul. Cudul cadastrului. Nu anulează încă proprietatea. Încă. Dar pregătește terenul. Nici măcar nu a trecut în dezbatere la Senat. A fost adoptat Tacit! Problema acestui cod este intrarea în, i în legalitate a ilegalităților în domeniul dreptului de proprietate și regionalizarea României. Dacă nu înțelegeți să vă apărați drepturile voastre, le veți pierde așa cum multe alți țări, alte țări și le-au pierdut. Vin alegerile! S-a intrat în campanie electorală. Vedeți cum vă lăsați prostiți iar de acești idioți utile ai globaliștilor și soroșiștilor? Au intrat în campanie ca niciodată cu un an înainte. Au înțeles că mișcarea naționalistă emite semnalul SOS România. Am o rugăminte către Biserica Română. Nu mai ajutați aceste animale să câștige! și au bătut destul joc de România. Suntem corupți până în măduvă. Corupția a intrat deja în sângele românilor. A ajuns o normalitate și din păcate nu înțelegem că nu ne trădăm pe noi, ci mai ales pe Dumnezeu. Înălțați-vă rugile spre cer. Îi cerem ajutorului Dumnezeu să ne dea putere și curaj pentru a putea duce la sfârșit lupta ce am început-o pentru că al treilea război mondial a început. Și nu este războiul dintre Ucraina și Rusia sau Israel și Palestina. Este războiul trezirii conștiinței și a tuturor națiunilor împotriva unei puteri imense, mai mare decât orice altă putere statală care încearcă să dezintegreze. Acest lucru trebuie oprit. Acum. Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți! Eu am biruit lumea! Vă mulțumesc, senator Partidul SOS România, Diana Iovanovi Șoșoacă. Dumnezeu să ne ajute, dar țineți minte, nu vă bagă în traistă.